A renunțat la viața din Anglia pentru a se stabili în comuna Buccium, unde crede că a găsit liniștea de care are nevoie pentru o viață perfectă. Kate Lowes s-a stabilit în St. George de Messeș, unde învață pe copii limba engleză și își trăiește viața ca pe o poveste. Englezoaica a venit în România, atrasă fiind de locurile de aici și mai ales de oameni. Crede că în St. George a găsit stilul de viață perfect pentru așteptările sale. Dacă ne uităm în față la copii, se prezintă la ora de engleză. Deci doamna Kate, care e la noi în comună de puțină vreme, face benevol ore de engleză cu cei care doresc acest lucru. Cine este doamna Kate? Este o englezoaică, practic. Așa știu și eu, doamna Kate. O doamnă care s-a obișnuit foarte mult la noi în comună. Și oare putem sta de vorbă cu dânsa? Cu siguranță. Hai să mergem să vedem. Și ea ce face practic la noastră în comună? E o împătimită a locurilor de aici. A spus că nu mai vrea să se întoarcă în Anglia. Ea este englezoaică? Da, aici la noi se simte foarte bine. Aici la noi a găsit alimentația potrivită pentru organismul dânsei. The lifestyle here, the food is amazing. I've kind of introduced some English food. Oamenii sunt minunați aici, iar mâncarea extraordinară. Îmi place aici pentru că am găsit stiluri culturale inedite, locuri de poveste și elemente de istorie care mă fac să cred că am ajuns unde trebuie. Totul este minunat. A fost greu la început să mă adaptez alimentației de aici, obișnuită fiind cu alimentele din centrele comerciale engleze, dar totul a fost ok până la urmă și m-am decis să rămân. Salut, cum te cheamă? Ciupe Roberto. Ce faceți voi aici? Învățăm engleză. Cum e cu doamna din Anglia aici? E bine. Da, ați învățat engleză tu? Păi asta e cam a doua oră, deci acum de-abia începem să ne cunoaștem și da. Cum mi se pare că doamna a venit din Anglia, acum se află aici în Buccium, vorbește cu voi? Foarte interesant, îmi place foarte mult de dânsa și de-abia așteptăm să ne învețe tot ce a spus că o să facă cu noi. Într-adevăr, are o poveste foarte interesantă de viață, ne-a uimit pe toți. Localnici o văd pe Kate ca una de-a lor și spun că femeia s-a adaptat perfect obiceiurilor din zonă.